Încărcate cu dulciuri și jucării împreună cu antrenoarea Victorina Bora, sportivele au trecut pragul centrului de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități din Slatina, spre bucuria celor mici. Venim cu mare plăcere, cu mare drag, nu ne obligă nimeni, nu ne forțează nimeni, este un lucru pe care îl facem an de an cu mare bucurie și din tot sufletul. În fiecare an venim cu foarte mare drag, încercăm să-i ajutăm cum putem, pentru că spiritul sărbătorilor practic despre asta este, de a aduce bucurie pe chipurile copiilor prin a dărui și sperăm ca aceste cadouri să le fie folositoare și să-i facă să se simtă minunat. Ne bucurăm că putem să-i facem fericiți pe cei mici, cred că asta e cel mai important, nu cadoul în sine, ci bucuria pe care o aducem. Gestul sportivelor a fost răsplătit cu un program artistic. Este o adevărată plăcere să ne simțim bine împreună, să luăm aminte de aceste gesturi de omenie și să le perpetuăm în continuare. Din punctul nostru de vedere al centrului și al Direcției de Protecție a Copilului, în subordinea căruia suntem, mulțumim din suflet acestei echipe. Prin acțiunea lor, handbalistele slătinene reușesc să surprindă atât pe teren cât și în afara lui.